Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cum vă instalați Fortnite. Și o luăm de la zero. Intrăm prima oară pe Google și scriem Epic Games. Intrăm în primul site aici, Epic Games. După ce am intrat pe site, o să avem undeva aici, în dreapta, Download. Trebuie să dăm click pe el, să descărcăm întâi aplicația asta care se numește Epic Games. După ce am descărcat aplicația, o găsim aici sus, vedeți Epic Games Install sau, ca să fie mai ușor, intrați în Downloads. Deci avem undeva un fișier cu Downloads. Aceasta este aplicația. Dăm click de două ori pe ea. O să o instaleze în C, în Program Files, îi dau Install, dau Yes. Și acum se deschide aplicația Epic Games. Acum ne pune să intrăm în contul nostru. Dacă nu avem un cont, e foarte simplu, dăm click aici pe Google și ne facem un cont nou. Eu acum am deja contul făcut. Când faceți un cont nou, trebuie doar să băgați nume, prenume, adrese de e-mail, primiți un e-mail și după aia se activează contul. Eu acum o să bag contul meu, parola. Și acum a intrat în aplicația Epic Games. Noi de aici putem să instalăm foarte multe jocuri, printre care și Fortnite. O să dau aici, puteți să-l căutați aici sus, eu o să dau la librărie aici, pentru că deja l-am avut toate instalat și mi-apare aici, dar puteți să căutați aici, Fortnite, vedeți și l-aveți aici. Bun. Acum trebuie doar să dau click pe el odată și mă întreabă unde vreau să-l pun. Eu pot să mă uit mai computer, să văd cât spațiu am în C, cât spațiu am în D. Sunt multe persoane care poate n-au loc în C și vor să-l pună în D. Eu acum o să-l instalez în D, pentru că, vedeți, am 66 de giga liberi în D. Și dau aici, click peste albastru, browse. Mă duc înapoi la My Computer. Mă duc în D. Și aici, foarte simplu, o să dau click dreapta New Folder fac un fișier Fortnite. Ok. Intru în el și dau aici pe Select Folder. Acum o să-mi o să -mi instaleze mie Fortnite-ul în D. Și acum rămâne doar să dau click pe Install și va dura, în funcție de cum va merge vă internetul, în jur de o oră, să se instaleze Fortnite. Aici pot să închid. Pac. Vedeți, acum el începe să se instaleze. Se instalează în D, unde avem mai mult loc liber. Când este gata, doar dau click pe Play. O să-mi apară și o iconiță cu Fortnite pe desktop. Doar dăm click pe Play și ne jucăm direct Fortnite.